Hai, 3, 2, 1 și... Hai că dacă ne chinuim puțin, poate-i dulce. După garnitură, pare desert. În sfârșit, ia să vedem. Senzorul meu a dat de ciocolată. Ciocolată, 3, 2, 1 și... Ți-am zis eu, mă, că e ciocolată, mă! Hai, 3, 2, 1 și... Opa, ia, un peștișor alb, un pireuț. De? Să fiu al nebii dacă știu din ce e. Seamănă și conopida la gust. Dar nu prea. Asta e găsită corect, mai puțin pielea. Dă pielea la o parte și ai să vezi textura la carne. Da, mi se pare că mănânc o prăjiturică, jur. Prăjiturică cu carne. Prăjitură cu carne, da. Se numește zupa engleză, dragii mei. Bă, lasă-mă, dracu. Asta este un fel de clătită. Da, dacă nu mănânci clătite, normal că o dai clătite. Ție de acolo. Mă jur că stai chiar rău. Băi, ești nebun la cap. Bă, tu ai mâncat așa vreodată supă care să stai lingura în ea? Zi, ai mâncat așa supă? Ia pune-l, mă, și tu. La fontean, că funcționează. Și bagă-l și tu. Bagă-l în castron, că acolo stă bine. Da, știi ce nu înțeleg? De ce e atât de puțină toată farfuria asta? Deci am două furculițe aici de garnitură. S-a gândit, mă, la noi că am gustat foarte mult. Ce trebuie să faci? Nu mai dă nimeni să mâncăm. Totul e minimalist acum. Și gata, s-a terminat farfuria. Gata. Hai, mă, să vedem. Vă dăm? Haide, tati. Hai, frate, jurizați, spuneți că treaba e bună. Ce mai? Ai venit să mănânci sau ai venit să gusti? Zici dacă ți-e foame că-ți comandăm? Băi, stai că deja nici mai e vorba de foame. E vorba de principiul bucătarului. Dar poate nu e bucătar. Poate nu e bucătar vorba ta. Dacă e șofer pe autobuz, pe 335. Da. Controlor? Naș pe tramvai. Naș pe tramvai, auzi. Hai să votăm. Am făcut-o de oaie. Nu mă, că e bucătar. Salut. Salut. Ionuț. Câți ani ai? 24 de ani. Gătesc de vreo 7 ani. Bucătar șef de un an jumate. Șef bucătar? Da. Pe cuvântul tău? Da. Tu ai 24 de ani? Da. Atât de dragă mie de voi, toți șefii bucătării, așa, 2 ani, gata, sunteți toți șefi bucătării. Bună seara, șef. Bună seara. Mă numesc Vlad, Alin, Robert. Este și o melodie. Hei, Alin. Ai desertul cel mai fin. Da. Uite cum se duce în jos la tine. Uite, uite, gata. Bă, să lasă la tine, băi. E un semn. Deci la asta, Vic, să lasă. E un semn. Acest desert l-am făcut pentru Florin Dumitrescu. Îi place. Șofer la RATV. Controlor, care e statura? Salut. Da, mi-aș fi dorit să pot spune că nu sunt bucătar, dar... bucătar de meserie. Savoy Robert Constantin. Locuiesc în Marea Britanie. Unde? În Coventry. Ai venit special pentru noi de la Coventry? Da. Mai exact pentru care dintre noi ai venit? În mod special pentru domnul Scălătescu, da. Ce frumos, mulțumesc foarte mult. Să vii să bați atâta drum pentru grasul ăsta chel. Trebuie să-mi vin și cu arta, bucătăria modernă. Care artă? Pentru mine e o artă, ceea ce fac. Ascultă-mă puțin. Ce ai tu în farfurie aici? Nu este artă. Pierd de rață. Glazură de miere de albine. Ascultă-o pe asta. Până să ajung la glazură, vezi că ai pielea crudă. Adevărat. Păi, unde e, băi, artistul din tine? Nu, am zis. Că ce? Eu cresc. Măi, Ionuț, pune mâna și gătește-mă. Pe urmă, duceți-vă pe altă parte. Învățați să dați gust mâncării, învățați să puneți proporții de ceva în farfurie. Că... Ete artistul, ete, ete, flori. Păi, păpajiște, iei foarfeca, ia coasa și... Dreptat. Păi, ce suntem, mă? Ce ai făcut lustit tu acum e budin, că-l aplic. Nu, nu-i l-aplic. Mi-ar fi rușine să lucrez cu plicurile, că... Bravo! Mulțumesc. Dar, din păcate, nu ți-ai ieșit pan nici pan. Da. Cipriane... Deci, Cipriane Cristian. Robert. Cine e Robert? Dar puteți să-mi spuneți cum vreți, atâta timp cât... Robert, bucură-te! Vezi dacă poți. Cu bucuratul rămân, da. Eu am zis că ești un zgârcit. N-ai vrut să pui sos, n-ai vrut să pui piure. Mulțumesc. N-ai făcut altceva decât să-mi pui niște culori în farfurie. Cu toate astea. Mulțumesc. Am așa un feeling că poți. Mulțumesc. Cătălina are dreptate. Eu nu ești tânăr, mai ai timp, dar nu foarte mult. La proba următoare. Vă mulțumesc mult. Să ai grijă. Băi, peștele, bun. Sosul aproape inexistent pe acolo. Iar piureul, exact de la grădiniță. Ce să fac? Cât un pic, băi. Ce să fac, mă, n-ai ce să... Oh! E
Leon, cu acere. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Vă mulțumesc din suflet. Numai bine. Yes! Eu știu că budinca așa trebuie să fie cumva mai moale, să taie. Da, mai tragi, mă, din gură, că hai că am plecat, mama, lasă. Deci, hai să-ți explic cum e treaba și cum o să faci prima oară deserturi. Eu să știi că nu știu să fac foarte multe deserturi. Știu trei deserturi, puține, dar bune. Salut, ai grijă, nu mai bine. Să mă, ceilalți doi șefi au plecat. Vezi, vezi? Pentru cine ai făcut desert ce ți-a făcut? Da, data viitoare să-ți minti.